Steaua lui Gigi Becali riscă să rămână fără istorie, fără emblemă și fără culori. Revendicat de armată, brandul Steaua expiră peste câteva zile, iar armata a înregistrat deja la OSIM marca Steaua. Este oficial, Fotbal Club Steaua București nu mai are ce să caute în baza din Bulevardul Ghencea. Ministerul Apărării susține că nu există nici infrastructura pentru a susține echipa Steaua în Liga 1. Eliberare pentru că a luptat împotriva lui care a subjugat clubul. În inima suporterului contează marca. Suporterul știe tot timpul 100% că nu va influența negativ clubul. În primul episod am vorbit despre conflictul dintre Gigi Becali și o parte dintre suporterii steliști. Continuăm în cel de-al doilea cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua, reînființat în 2017. Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului. Sunt Ioana Pelehatăi, jurnalistă. Iar eu sunt Andrei Mihail, antropolog. În podcastul Cel mai frumos joc adunăm poveștile din tribunele stadioanelor bucureștene. După primele sentințe definitive în favoarea armatei din 2014, a început lungul drum al echipei care se cheamă CSA, Clubul Sportiv al Armatei, Steaua. Atât m-am bucurat când a luat juristul clubului problema și a rezolvat-o, mi-a venit ca o mânușă, efectiv. Noi am fost tot timpul dizidenți împotriva domnului care patronează sau păstorește acum celălalt club care se autointitulează Steaua. Și mie mi-a fost greu în 2014 să văd cum până atunci știam că țin cu Steaua și dintr-o dată chestiile astea pe care le-am trăit-o până acum a fost o chestie falsă, adică m-am bucurat așa cum prost pentru niște chestii care nu erau reale, știi? Adică aia nu e echipa cu care țin eu. Și a fost o muncă foarte lungă să înțeleg că, bă, chestiile alea nu se le șteargă niciodată, am ținut cu Steaua, doar că n-am știut că ea nu mai e Steaua, știi? Peste tot a fost un protest cu vreme echipă. La presiunea noastră și probabil că cineva și-a dorit mai sus de noi să reluăm activitatea, am reînceput. Iar acum ne simțim ca în 2003, când ne-am separat. Liber și facem ce vrem în peluză. Dacă atâta timp cât știm că noi suntem ăia care am avut istoria și palmaresul și complexul Ghencea și totul ne-am crescut noi, nu mai conta nivelul la care jucam. Dar să zici și curtea școlii, era același lucru. Și e foarte greu pentru foarte mulți oameni, e greu pentru taică-meu și spun asta e, acum suntem în Liga 4 și asta e, mergem înainte, ținem cu Steaua, ne bucurăm la cele 23 de goluri care se dau pe meci în Liga 4, câștigăm cu 23-0 și n-ai nicio satisfacție și îți vine să plângi când te duci pe terenul 5 din Ghencea, dar asta este, acolo suntem acum. Și în 5 ani poate o să fim înapoi în Liga 1 și să ne bucurăm iarăși de cupe europene, deocamdată acolo suntem. Primul meci la care am ajuns, am întârziat normal și țin minte că am mers pe acolo prin complex, m-am dus spre terenul 5 unde se juca, cumva știam unde se joacă, că am fusese la niște antrenamente pe acolo și așa. Și cred că asta a fost unul din primele șocuri, că vezi cumva echipa ta și băieții din galerie și așa, îi vezi undeva pe un teren lângă un gard, știi? Nici nu aveam, cred că, gradene. Și îți dai seama că s-a cam schimbat decorul și îți dai seama că cumva și nu spațiul îți determină manifestările. Mai întâi Rapidul, după care Carmen București l-au blocat accesul steliștilor spre promovare. Eram și sigur că o să promovăm, de ce să mințim? Gândind-o un pic la rece, acum, după 3 ani de zile, normal, ar fi trebuit să ne luptăm să obținem locul în Liga 1. Steaua a pierdut cu Carmen și totul a fost privit așa ca un soi de răzbunare peste ani. A fost simpatic. Eu regret, dar puteam să mai stăm încă 3 ani, că tot acolo eram. Acum e o perioadă de-asta de purgatoriu în care trece suporterul stelist, în care a învățat, pe lângă victoriile la rând cu 10-0, și un soi de umilință care cred că e iarăși necesară și sănătoasă în general. Chestia asta se simte că măcar o să alimenteze niște povești, niște chestii marfă pe viitor când na, o să fie totul bine, o să fim în Liga 1. O să jucăm probabil iarăși cu niște echipe mai de tradiție, cu care probabil o să renască iarăși fotbalul ăsta, pentru că nu cred că Steaua e singura în situație și probabil o să ne amintim de perioada aia ca de o experiență din asta. Păi, mai ții minte pe vremea mea, păi am mers la Mihăilești. Și am militat pentru ca clubul nostru să fie curat, să ia de la zero, să nu intrăm în Liga a doua, întâia cu șanele, cu niște autoinvitații din partea anumitor oameni. Să fuzionăm cu anumite cluburi, noi vrem să o drazim, chiar dacă nu reușim să promovăm, măcar să promovăm sportiv, când vom promova.
De asta e trist acum, în perioada asta, că e o perioadă de așteptare să se facă stadionul, să reușim să promovăm o dată în Liga 3-a. Între timp chiar au reușit. Cumva aștept să vezi ce se întâmplă, mai ales că nici măcar conducerea de la Steaua acum pare că nu vrea mare lucru de la echipă. Are 4-0 pentru Steaua. În minutul 56 am intrat. Pur și simplu se joacă de 3 sezoane în Liga 4-a și se putea promova lejer. Pentru că n-au făcut niște demersuri la AMFMB la momentul la care trebuia făcut, spre exemplu, acum 2 sezoane, rapid după final de sezon, nu și-a legitimat 5 jucători. A adus 5 jucători, liberi de contract, au promovat, după care s-a reînființat o echipă Carmen București în al doilea sezon, care a jucat doar sezonul. A fost foarte ciudat. Echipa aia s-a înființat pentru un sezon, a dat-o pe Steaua pe locul 2 în play-off. Nici nu a interesat să promoveze mai departe, acum iar nu mai există echipa aia. Pare că la un moment dat Talpan a câștigat sigla și palmaresul și că nu asta a fost dorința Armatei. Cumva ei s-au trezit că, bă, uite, avem Steaua înapoi, dar parcă mai bine rămânea la becali, adică nu vrem pe cap. Nu e ca handball, nu e ca alte sporturi să poți să le susții din sponsor și astea. E o industrie mult mai grea, fotbalul. Și pare că îi depășește și că nici nu vor să facă nimic în privința asta. Foarte frustrant că, uite, spre exemplu, la Dinamo, fanii s-au mobilizat să dea bani la echipă, dar suporterii singuri nu pot să susțină o echipă, adică nu ai bani tot timpul să plătești toate salariile, deplasări, o să joci la un moment dat în cupe europene, sunt atâtea costuri. Și tu ce faci? Muncești? Chiar dacă ți-ai dat o salariu, nu, acolo la un moment dat trebuie să vină milioane. Să investești în club trebuie să fii un business. Nu se recunoaște asta pentru că e o fostă ca o masă manevră suporte și masă de capital politică toată. Și atunci e complicat să ai oameni care să conducă clubul să gândească la tine ca suporter. Și atunci autoritățile locale sau cei mai inteligenți în cadrul clubului au pus o barieră. Până aici ai tu voie să mergi și mai departe intervine suporterul. Suporterul știe tot timpul 100% că nu va influența negativ clubul. El e acolo pentru binele clubului. Și atunci este un echilibru foarte ușor de menținut și de făcut. Fără peluza sud aia veche, nu cred că proiectul de acum al CSA avea prea multe șanse. Realist vorbind, nu este prea multe șanse pentru că, ok, nu suntem mulți. Suntem câteva sute, 1000 în cazul cel mai bun sau câteva mii în cazul în care ne mai dau stadioane mai mari. Dar cred că e chestia asta reciprocă și mutuală pe care echipa ta, Steaua, clubul care administrează echipa CSA, ar putea să înțeleagă și galeria să înțeleagă pe termen lung, că e mereu un dialog, nu? Tu ai un rol acolo și ar fi bine să-ți joci rolul ăla cât se poate de eficient. Tocmai s-a făcut și asociația S47, de când a început echipa de seniori, atunci s-a înființat și asociația. Chiar înainte am demarat, când s-a auzit că se va face echipă la începutul anului 2017. Suportul este clubul. Să fii tu ca suporter cât poți, cât ai, cât îți permiți să ajungi tu clubul. Cu un abonament, cumpărat tu un bilet sau un tricou sau insigne, cu ce poți. Lumea e pe construcție și față de ce a fost înainte, cred că marea schimbare, iarăși cu relația cu clubul, cu echipa, e mult mai palpabilă. Adică vorbești cu jucătorii, te mai sună clubul, haideți să vorbim. Din câte știu, i-au contactat pe băieții la asociație, inclusiv pentru designul stadionului, când l-au construit, unde să fie sectorul oaspete. O echipă vine și cu setul de responsabilități, ceea ce pentru suporterii steliști, cel puțin ăștia din jurul meu, universul meu, e cu totul o nouă perspectivă. Și e setul de responsabilități legate de echipă, nu de cărat steaguri, adus portavoce și din astea, adică fix de fotbal în sine. APN-ul ne asigură că nu o să fie un nume comercial, o să se numească Steaua, cum e numele echipei. Na, asta face parte din narativa asta, cu continuitate, tradiție, istorie. Frumos din partea lor că măcar nu vor să comercializeze numele stadionului. Adică, iarăși, contextul era drogația aia de la Peluza Sud. Am avut sezoane când n-am stat în sectorul nostru, interziși, e cu totul altă perspectivă. Ceea ce se convins că la alți suporteri, inclusiv în România, se întâmpla până acum. Adică cred că e o stare de normalitate. Suporte adevărați rămân lângă club și vin acum, la greu. Nu jucam pe Real Madrid, pe Lea Manoliu sau unde jucam, făceau poze, selfie și au luat pe stadion, să mânțare. Nu mai ce face. Noi acum suntem aici și venim 1500 pe stadion, că atâta avem locuri și ei sunt mai mulți decât noi. Asta ne dorim, tineretul, copiii, adolescenții, să fie cum a fost tot timpul de când e lumea, cei mai mulți alături de Steaua București cu inima. Și spiritul stelei și al peluzei sud actuale. Cred că Steaua va fi o altă generație la un moment dat de suporteri. Și cred că dacă oamenii ăștia știu să își crească copiii mai departe în spiritul ăsta, o să fie ceva frumos.
Dar ce faci dacă tu ții cu CSA și ai fost crescut de un stilist care a devenit FCSBist între timp? Mai există vreo șansă de împăcare între cele două facțiuni? Unii speră, dar speranțele par destul de firave. Este list. Cu FCSB încerc să-l iau foarte pe departe ca să nu-i strig lumea. La un moment dat, oamenilor bătrâni nu trebuie să le mai dai lumea peste cap, știi? Mă uitam cu taicum și prieteni la meciuri și acum aș vrea să fie chestia asta din nou, doar că el puține cu, știi, Becalia băga bani, dacă nu era el, steau, se ducea în cap. Se poate, doar că ăla a fost mersul, a venit un investitor, a început să bage bani, lumea a văzut că bagă bani și a trăit realitatea asta. Nu se mai poate fără ea. Ba se poate și în alt fel. O să-l chem într-o zi la București, o să iau bilet la meci și nu o să-i zic unde mergem și o să-l duc acolo. Nu o să fie gata stadionul. Da, și o să-i zic, uite, eu asta am făcut în ultimii ani și asta o să fac de acum încolo. Cu echipa asta ai ținut și poate ți-aduce aminte cum era, știi? Ruptura în cadrul suporterilor, numai casa, numai legătura, e problema cu numele, e un diferent teribil între cele două părți. Iar ea, dacă mai rămân mult în Liga 4-a, 3-a, să mor eu. No, ei o să fie aici peste 20 de ani, tot ei o să fie acolo, știi? Nu mai văd o cale de împăcare, dar dacă prin absurd se împacă ăștia și redevine așa, probabil Sudul o să ia foc, pentru că sunt foarte extremiști din punctul ăsta de vedere. Și ok, adică sunt ideile lor, n-am treaba lor, așa? Dar dai seama că nu o să fie, nu o să mai fie la fel, adică... Nici măcar nu mai poți să recunoști echipa printr-o filozofie de joc. Adică, bun, țin cu FCSB, dar... Obiectiv vorbind, situația e catastrofală. Nu ai o identitate, n-am văzut ce au, dar toți bătrânii care am auzit vorbind, și echipa a jucat minunat, juca ofensiv. Adică renunți și la felul ăsta de a juca, pe atunci pe ce te mai bazezi? Rezultatul se vede, nu mai sunt suporteri. Rămâne doar o chestiune de afacere, care are din ce în ce mai puțin succes. Ca să vorbesc în limbajul lui Becali, cred că numai Dumnezeu poate să producă o minune. E puțin pe lângă poartă. Ce se întâmplă acum? Situația e catastrofală. E o ruptură, pare că nu mai există loc de înțelegere. Ori dacă echipa asta nu ajunge înapoi acolo, dacă nu își reunește suporterii, nu există șanse să mai ai performanțe semnificative. Însă, din păcate, văzând actorii, nu știu, speranțele mele sunt minime. Recuperează Mihăiță Gheorghe. Doar pentru moment, Robu recuperează și faultează. Când vine ziua de joc, acum sunt suporteri de televizor, stau cu tata, stăm pe acelea scaune, suferim, dar e clar că ceva s-a schimbat și în mod rău. Și, din păcate, trebuie spus, unul din principalii vinovați e patronul echipei la care țin, dar trebuie să spun că e clar, el e principalul vinovat. La un moment dat, Becali nu știu dacă o să mai pună foarte mult preț pe FCSB, pentru că și el a început să declare că nu-l mai interesează nume, marcă, adică și-a dat seama că nu mai poate face nimic în privința asta. Nu e o pasiune, adică o să renunțe, e o afacere. Ți-o să dea unui nepot sau o vinde cuiva. FCSB o să ajungă la altcineva în cele din urmă. Nu știu, un finanțator care, sau poate nu să mai existe, nu știu. Poate într-o zi Armata o să facă iarăși o drăcie nesimțită și o să-i dea din nou sigla lui Becali, în moment în care până acolo a fost steaua, nu mai există pentru mine. M-am gândit și la chestiile astea, nu sunt... Adică sunt realist, trăim în România, se poate întâmpla. Știi, ziceam că, bă, dacă o să plece Gigi, brandul Steaua o să se vândă. Uite, Gigi nu mai are brandul Steaua, îl au ea de la Steaua și nu știu ce să facă cu el. Poate că totuși nu se vinde. Bine, e și situația, că probabil dacă nu era haosul ăsta și pleca Gigi și rămânea doar brandul Steaua și echipa una singură, sunt convins că se găsea cineva să o rezolve. Așa, na. E și situația aiurea. E obositor, adică la un moment dat stai și te gândești de ce mă consum atâta pentru o echipă de fotbal, frate? Nu știu, pentru că asta am făcut întotdeauna și s-o tai pur și simplu așa dintr-o dată. Asta m-a făcut să mă simt bine, nu știu. Cumva viața mea a fost ghidată de chestia asta. Mi-am făcut planuri în funcție de sâmbătă la ora 7 joacă Steaua, trebuie să fiu acolo și după aia facem chestia asta. Nu știu, în climatul ăsta și cum conduce Gigi clubul și cu lipsa asta de respect pentru fani și cu lipsa unei case și așa, nu știu ce, adică în principiu o să fie niște cetățeni care se duc la meciuri, care majoritatea sunt fani Gigi, adică ăștia noi care vin sunt foarte puțin pentru Steaua, sunt mai mult pentru Gigi, ceea ce e cumva trist. Steaua, în principiu, a cam murit, dacă mă întreb pe mine. Că îi spun eu Steaua ăsteia, e ceva, dar Steaua, așa cum trebuia să fie Steaua, nu o să mai fie și nu mai e. Asta e, pare rău.
și dacă ar ajunge să joace FCSB cu CSA Steaua. Dacă s-a jucat pe arena națională, aș fi plin. FCSB o să aibă fani în continuare. E mai ușor să susții o echipă care joacă și în cupe europene, deja și așa. Ar fi frumos. Ar fi mai frumos decât Steaua Rapid de acum 3 ani. Asta aștept, ziua aia în care în presă o să se scrie că joacă Steaua cu FCSB. Și o să fie o nouă chestie, cum era înainte Steaua Dinamo și se scriau o săptămână, era săptămâna derbiului. Și acum pe 7 mai s-au dus steliștii în Ghencea și au afișat bannere și au stat toată ziua acolo. S-au asigurat că niciun FCSB nu o să vină acolo în ziua aia să-și pună bannerul. Dar s-au dus FCSB-știi la Arena Națională unde era liber și au pus și ei bannerul acolo. Adică, bă, o să fie un nou tip de rivalitate. Nu trebuie să dispară FCSB-ul. Cum nu trebuie să dispară partide politice, doar să se reformeze, nici în fotbal nu trebuie să dispară echipe. Fotbalul, cred că, ontologic, are două mari mecanisme, nu? Jocul, nu? Să alerge mingea pe teren, cum zice Hagi, și ăia din tribune se simte reprezentați, nu? Lucrurile astea s-ar putea să continue cu totul alte forme, hibride, dubioase, gen FCSB, nu prea ai cum să ții cu FCSB, dar uite că sunt niște unii acolo și cumva capătă tot felul de forme de astea. Nu o să ai cum să le oprești doar din deontologii din astea de suporteri old school, cumva lumea se schimbă și nu prea ce să-i faci. Punct final al episodului 2. Ne regăsim cu suporterii steliști în cel de-al treilea. Cel mai frumos joc este o producție Sunete pe Bune și Semiton Media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărăcinescu, Andrei Mihail, Ioana Perehatăi și Iulia Țurcanu. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie de la Raza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomare. Ne-au mai ajutat și Laurențiu Coțac cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luiza, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcrierile. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența BRD Scena Nouă, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sporturilor. Le mulțumim pentru sprijin lui Cosmin Manolache și lui Vlad Dumitrescu.